Ludovic Orban a fost în județul Hunedoara pentru a-și prezenta programul politic în contextul alegerilor pentru stabilirea noului președinte al Partidului Național Liberal la nivel central, care vor avea loc în data de 17 iunie. După cum se prefigurează susținerea din partea bazei partidului, prima șansă o am eu. Ludovic Orban a vorbit și despre motivele pentru care ar trebui ca un liberal să-l voteze pe el și nu pe contracandidatul său Cristian Bușoi. Pentru că reprezintă garanția faptului că Partidul Național Liberal cu mine ca lider va redeveni principala forță politică în România și liderul dreptei politice. Pentru că sunt liberal, pentru că sunt un om care am stat alături de colegii mei și la bine și la greu, pentru că sunt un om care mă bucur de încredere nu numai în partid, ci și în afara partidului, pentru că sunt un om care spun ce gândesc și sunt un comunicator care reprezintă în mare parte ideile, valorile și principiile liberale și proiectul pe care îl are Partidul Național Liberal pentru România. Un proiect de dezvoltare, de modernizare, de progres, de creștere economică și de afirmare a națiunii române în lume. Deputatul Lucian Heiuș, președintele Organizației Județene a PNL Hunedoara, este de părere că formațiunea politică are nevoie de un om ca Orban la conducere. De altfel, întreaga organizație susține candidatura acestuia la șefia partidului. Sunt două aspecte. În primul rând, eu îl susțin eu ca și membru al Partidului Național Liberal, pentru că consider că momentul prin care trece organizația națională a Partidului Național Liberal are nevoie de un președinte ca Ludovic Orban. Și ca și președinte al filialei județene îl susținem, pentru că discutând cu marea majoritate a președinților de organizații locale și cu majoritatea primarilor, am constatat că peste 95% din colegii mei susțin și agrează ca Ludovic Orban să fie viitorul președinte al Organizației Naționale a Partidului Național Liberal. 5.000 de delegați din întreaga țară vor participa la convenția din 17 iunie pentru alegerea viitorului președinte al Partidului Național Liberal.